Aplicăm masca pe decolteu, pe gât, pe toată fața. Nu uitați și de mânuțe! Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sezonul căpșunelilor. E păcat să nu ne folosim de ele, fiindcă un anti-age puternic ne mărește pentru frumusețea interioară și exterioară. Căpșunelile, care sunt un antioxidant puternic, conțin fier, magneziu, iod, zinc, cupru, care ne măresc sinteza colagenei, elastinei, ne aduc plasticitate și elasticitate în articulații. Desigur că și vitamina C, acidul salicilic, enzime naturale, antiinflamator. Super! Nici nu am cuvinte. De aceea vom folosi perioada căpșunelilor și interior și exterior. Astăzi un desert foarte delicios. Am pregătit aici brânză de vaci, adusă de la țară, de la cumătra mea, Natasha. Îi mulțumesc foarte, foarte mult și văcuța să-i fie sănătoasă. Uitați-vă ce brânză frumoasă, bio. O voi adăuga la această brânză minunată și gustoasă și folositoare, care conține calciu, proteine și este bună în vârsta elegantă pentru a ne menține sănătoși, a ne menține oasele sănătoase. Brânza de vaci, care conține proteine ușor asimilabile, mai ales în vârsta elegantă. Și iată, la această porție de brânză, undeva sunt două linguri de masă, face și o măsculiță, un clipuleț, o mască în jurul ochilor, dar urmăriți canalul și veți vedea ce mască. Dar voi adăuga în acest desert gustoșel, care îmi place mult, dar pentru mine pun foarte puține căpșunele. Voi puteți să adăugați mai multe după gust, fiindcă eu dacă mănânc mai mult am alergie. Și iată desertul nostru. Una, două, trei, patru, cinci. Doar cinci căpșunele. Puteți amestecul acesta să-l dați prin blender, dar căpșunele le-am ales coapte, foarte, foarte coapte. Desertul va fi foarte delicios, fiindcă eu voi adăuga, am aici și cocos. Vai, de ce nu adaug toate ingredientele odată? Fiindcă acest desert îmi va fi și ca o măsculiță. O măsculiță anti-age, o măsculiță de înălbire, de hrănire a tenului. O mască de menținere, fiindcă datorită enzimelor ea va fi și ca un peeling, ca un stimulator. Proteina din brânză ne va hrăni tenul. Iată aici o porție. Voi lăsa pentru mască, îmi ajunge. Dar adaug cocos, o linguriță de ceai. Am preparat aici, am dulceață de trandafir, dulceață din petale de trandafir și îmi place foarte mult, gustoșenie. Iată așa. Ăsta va fi desertul meu. Desert în 5 minute. S-a primit un desert delicios în 5 minute. Dar mi-a preparat și această mască pentru ten. Dar și această mască îmi voi aplica-o timp de 20 de minute. Poate să o folosim ca o mască enzimatică, fiindcă căpșuna conține enzime. O mască de hrănire, o mască anti-age, o mască de iluminare a tenului, de împrospătare a tenului. După o voi înlătura-o cu infuzie de plante medicinale. Componentele ne aduc vitalitate, ne ridică dispoziția și ne fac să ne simțim bine în pielea noastră. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez, vă aștept și la alte măsculițe. La revedere! Profitați de sezonul căpșunelelor!
aplicăm masca pe decolteu, pe gât, pe toată fața. Nu uitați și de mânuțe.